Transnistria este un factor stabilizator în noua configurație mondială, mai ales din punct de vedere al securității. Iată de ce Moscova va folosi această situație pentru a ține cât mai departe de granițele sale pericolul unei agresiuni, a declarat într-un interviu în exclusivitate pentru Alt TV jurnalistul și politologul rus Mihail Leontiev. Redactorul jurnalului Adnaka a menționat că la moment lumea se află într-o imparitate a puterilor, fapt demonstrat și prin decizia ca elemente din scutul antirachetă american să fie amplasat în comuna de Veselu, județul Olt din România. Понятно, что опять же то же самое продвижение НАТО очень связано с наличием Приднестровья. Приднестровье является в настоящий момент для России стабилизатором. Стабилизатором нестабильность это, в том числе, тоже является стабилизатором. Так долго жить нельзя и вечно жить нельзя. Но на какой-то кратко-среднесрочный период, это точно так. Леонтьев a mai menționat că acolo unde există pro, există și contra și este clar că întotdeauna securitatea a implicat un sistem complex format din apărare și atac. Securitatea în lumea contemporană se ține pe principiul reținerii, adică pe posibilitatea de a da un contraatac. Задача американской доктрины является обеспечение Америки полной безопасности. А что значит обеспечение полной? Полной безопасности не путем договоренности с кем-то, не путем там мира, дружбы и жвачки, а путем военно-технического превосходства, исключающего возможность нанесения существенного удара по Америке. Молдова se află într-o poziție strategică mai importantă chiar decât Norvegia. Din acest punct de vedere, Moldova ar trebui să înțeleagă că unele procese au loc nu în funcție de simpatii sau autodeterminare, care și cine se simte român, rus sau moldovan, ci în contextul unei politici mondiale și regionale, a mai menționat jurnalistul.